Este un derbiul fotbalului românesc și sperăm să ne ridicăm la nivelul tradiției acestui derby, chiar dacă nu trecem printr-o perioadă foarte bună. Eu, ca de fiecare dată, sunt foarte optimist și foarte încrezător că de data aceasta, pe lângă faptul că vom juca foarte bine, vom lua și puncte. La momentul promovării, toată lumea m-a întrebat care e obiectivul, care e timpul până formăm o echipă și știți foarte bine, am cerut 6 luni de zile. Cumva perioada asta de timp s-a cam epuizat și simt că e momentul în care pot să pun presiune pe grupul de jucători, o presiune pe care îi pot să o ducă. Am ajuns și la momentul în care lumea nu prea mai are multă răbdare. Dar eu îi simt destul de bine pe jucători. Grupul are foarte multă forță. Toată perioada asta cred că i-a făcut să fie împreună, să fie mult mai legați unul de celălalt. Și cred și simt că ăsta e un moment în care putem să întoarcem situația. Noi ne dorim să câștigăm. Nu numai la domnul Mircea Lucescu, și știu că l-a sunat și Andrei, au discutat și Eugen. Eu mi-am spus-o și public, am spus că dacă domnia lui dorește, porțile noastre sunt deschise oricând. Am trimis și astfel de invitații și eu altor jucători. Am trimis invitație domnului Andone, lui Radu, m-am întâlnit cu el în aeroport și am spus că ar fi bine să vină să treacă pe la noi. Știu că domnul Eugen Voicu s-a întâlnit și cu Ionuț Lupescu și la fel am transmis dorința de a aduce acești foști mari glorii lângă noi, pentru că e important, în primul rând, să creăm această punte cu istoria și apoi e important ca ei să vină alături de băieți și să le transmită puțin din spiritul adevărat al acestei echipe. Am zis că o să vorbim mai mult despre FCSB, dar chiar o să vorbim cu niște faze la un moment dat. Dar era Ovidiu Burcă. Mi se pare că ăsta e Dinamo Real, cel din discursul lui Burcă, domnul Crăciunescu? Care va juca mai bine, va câștiga, are forță, oamenii sunt uniți. Eu am văzut și meciuri în care Dinamo a arătat bine. Bine de tot, greu de depășit. Și când asta? Nu, în etapele acestea care s-au scurs. Greu de depășit, dar a fost depășită. Dar greu. Nu, da, greu, da. Față de ceea ce era în jurul lui Dinamo, că n-au nicio mai șansă. Mai poate când ești depășită, greu în loc de 0 puncte, ți-e pun 0,5 ca să știu. Poate se întâmplă și asta. Este adevărat că au foarte puține puncte și sunt într-o zonă extrem de periculoasă Dinamo. De asta întrebam, asta e Dinamo? Poate că știe Ovidiu. Dar țineți minte, de-a lungul timpului, eu am văzut multe meciuri Steaua Dinamo sau FCSB Dinamo, cum este acum. Barierele așa... Ați mai văzut așa dezechilibrat? Pare dezechilibrat înainte de meci. Să avem răbdare să ne uităm la meci. E posibil, e interesant să știți. Da, e posibil. Va fi interesant. Da. O să vedeți. E o operațiune de imagine, de discurs motivațional, până deși au spus că n-au pregătit niciun filmuleț ăsta motivațional, ceea genul ăsta discurs al lui Burcă, optimist, e timpul să pun presiune. Apropo, până acum n-au avut presiune jucătorii? Trebuie, eu la aia mă gândeam și eu, Radu, să știi. Adică, eu când aud lucrurile astea, doamne, a venit timpul să pun un pic de presiune pe jucători, acum în perioada asta de întrerupere ne-am unit mai mult, n-am fost mai apropiați. Mai acum nu știu câteva luni spuneau, domne, foștii jucători, legendele, dacă decât să vorbească mai bine vin cu sufletul alături de echipă, nu cu vorba, ci să și contribuie dacă se poate. Acum văd că vor să invite la meci pe toți aproape fostele mari legende ale lui Dinamo. Adică eu cred că presiunea este un pic mai mare pe Burcă decât pe jucători în jocul de mâine. Cineva, te gândești la faptul că ar putea să fie demis? Da. Mie tot spun voci de prin prejurul fotbalului că Burcă va pleca doar când va voi el. Bine, asta e... Nu cred asta. Problema lor. Adică, la un moment dat va pleca pentru că va fi presiunea mare, dar nu va fi dat afară. Pentru că nu va mai fi suportabilă presiunea dacă se va ajunge în punctul ăla, bineînțeles. Nu cred, pentru că și suporterii vor reacționa, nu vor avea răbdare la infinit și atunci Burcă nu o să poată fi păstrat. Dacă echipa pierde în continuare. Și așa, pentru că el este cel care cumva e mai mult decât un antrenor în clubul acela. Știu, dar nici acționar nu e.
Nu e Hagi. Nu, nu e. Să fie clubul lui. Nu e, nu e, dar, dar este omul care este fotbal acolo, care e despre fotbal în povestea asta. Ceilalți nu, ceilalți sunt altceva. Sunt fără, fără el, da. Parcă nu, nu se mai coagulează nimic, spun mulți în povestea. Ce da, se pare să știi că lumea uită destul de repede lucrurile bune pe care le-ai făcut la, la echipă. El, sigur, nimeni poate nu se aștepta ca Burcă să promoveze cu Dinamo după ce au retrogradat, situația în care se găsea Dinamo, da. Lucruri foarte bune, a reușit să promoveze imediat în anul în care... Tuchel a ajuns în finala Ligii Campionilor și a fost dat afară. Păi, eu asta vreau să ce, spun. Ce, adică, nou fotbal? Adică, adică nu e... Nu, te, nu cred că ar mira pe nimeni, că ce s-a făcut bun, s-a făcut bun, ai promovat bun, dar acum cred că toată lumea, toată suflarea dinamovistă, conducerea, eu știu, suporter, toată lumea așteaptă rezultate. Iar dacă aceste rezultate vor întârzia să mai apară încă o perioadă de timp, cred că nu-i va fi deloc simplu lui Burcă. De zici s-ar putea să fie după meciul acesta? Eu cred că este un, un meci care va conta enorm. Acum, bine, știi, dacă Nurbu vor reuși să, să nu piardă sau, eu știu, să, dacă vor câștiga, normal că atunci lucrurile se vor pune, se vor așeza, se vor pune un pic. Adică spui punct. Că funcție de cum se vor de prezenta meci. De, da, cred. Și, și nu neapărat de rezultat, dacă vor juca bine și vor dacă, pierde exact, la limită. Dacă se vor ridica la un nivel de joc destul de bun, atunci poate, cine știe, va exista înțelegere cu gândul că domne, mergem în continuare pe, pe mâna lui Burcă, pentru că, iată, echipa arată, să spunem, destul de bine. Dar dacă vor pierde și vor pierde fără să pună probleme în acest meci, situația lui va fi una dificilă. Una dintre ipoteze este că, mai spate, că nu va pleca decât dacă el va dori să plece și oricum va rămâne în club. Oricum va rămâne acolo într-o poziție tehnică. Dacă va rămâne acolo, va fi bombă. Oricare antrenor care ar veni în locul lui, îl va avea pe Burcă, suflându-i în ceafă. Da. Un fel de director tehnic. De... Ar fi... Un lucru este cert, că diferența de valoare este în favoarea FCSB-ului. Dar, de multe ori în fotbalul românesc, am văzut că și atitudinea a depășit diferența de valoare. Și e posibil, da. E, dacă... posibil și... e posibil, da, orice. Pentru că ei se ridică la nivelul de a fi posibil orice. O să luăm o pauză, ne întoarcem, îl ascultăm și pe domnul Haralambus, și vedem ce a făcut FCSB în ultimele meciuri dinaintea celui cu Dinamo. Felicitări pentru echipa națională de România. Felicitări pentru staff, pentru jucătorii, pentru public. Este foarte important de, pentru fotbal de România. I wanted just to say these words as a respect to Romanian football, and I wanted to say this in Romanian language. I hope I said it good. It's a derby. We all know that no matter the position of our opponent Dinamo, it's always, these kind of games are always derbies, and we know that it will be hard. And from my point of view, watching many games of our opponent, I believe that their position on the table is not that true according to what and how they played this season. It's good for us, for sure it's good for us because it's our home stadium and we know it very well, the players are used to this stadium, so for sure it's good for us. But this is one point. The other thing is what we will do in the pitch, and we have to show our best effort. And if we play in National Arena or anywhere else, the most important is what we will do in the pitch. Mă, nu vorbește rău în românește. Ha, Marius? Ar putea să străduiască mai mult da. De când e aici. Da, nu. Dar ne-ar scuti timpul ăsta suplimentar de traducere, că asta e. Auzi că Dinamo nu e pe locul care trebuie, pe care trebuie să nu, fie. Nu, e corect. Nu e corect locul. Păi care e locul corect? E, probabil a vrut să refere la evoluție, la jocul pe care l-a prestat da, Dinamo în anumite partide. 5, 6, 7. Dar, Radu, acum sincer, ce vrei să spună? Înaintea unui joc cu Dinamo. Uite, că... de exemplu, spui așa. Ce vrei, să iasă să spună mâine îi zdrobim pe Dinamo o echipă nu. De penultimul loc? Dar poți să spui așa. Fiecare echipă pe loc pe care îl merită, dar asta nu înseamnă că într-un joc o echipă nu poate să-și depășească evident condiția și locul pe care se află. Corect. În fotbal, ăsta este aproape o axiomă că se poate întâmpla. Bineînțeles. Este da. De așteptat să se întâmple așa. Da, eu cred ar fi că... fost o
Tâmpenii ar fi sărit ceva în cap? Nu, și ar fi fost eficient față de jucători și un astfel de mesaj. Să-i faci să înțeleagă că nu e atât de simplu cum pare jocul. Dacă le spui că nu e pe locul corect, și ce zică? Lasă-ne cu vrăjeala, da. Nu e pe locul corect, Dinamo, dar mâine poate să bată FCSB. E posibil. N-au fost penalizați. Da, exact, exact. Nu e ca și Hermannstadt era pe loc corect, că astea sunt regulile. Regulile includ și așa ceva. Da. Să poți să fii penalizat pe motive financiare. Nu avea ce să caute câteva... loc corect în exprimarea lui. Nu avea ce să caute. Vrei să spui ceva? Da, vreau să spun că pentru Dinamo mi se pare un pericol mare să piardă foarte rău meciul acesta. Atât de gravă mi se pare mie diferența dintre cluburi. Foarte rău însemnând ce scoate? Însemnând minimum 3 diferențe. Aș vedea așa ceva. Un astfel de pericol pentru Dinamo. Haideți să vedem apropo totuși de burcă și de păstrarea lui. Da. Ce a făcut FC?